Pe 8 mai 1866, la orele 16, un tânăr locotenent prusac debarca la turnul Severin după o călătorie plină de peripeții. Era primul oraș românesc pe care îl vedea, nu știa mai nimic despre noua lui țară. Venise incognito, ca să nu fie oprit de vame și împăratului Austro-Ungariei. Călătorul se numea Carol de Hohenzollern. În următorii 48 de ani, acest om avea să conducă România, transformând-o dintr-un principat vasal, oriental și haotic, într-un regat independent. Constructor pasionat, regele Carol I a clădit structura statului român. L-a înzestrat cu instituții solide, căi de comunicații, o industrie prosperă și o armată puternică. Prin tot ce a făcut pentru noua lui patrie, Carol I, soldat și principe german, s-a dovedit a fi cel mai mare român. De astfel de tenacitate, curaj și devotament, avem nevoie și astăzi. Zeferin von Hohenzollern-Sigmaringen s-a născut pe 20 aprilie 1839. Făcea parte din ramura Sigmaringen a marii familii Hohenzollern, din care se trăgea și regele Prusiei. Prin alianță, era înrudit cu Napoleon al III-lea. Carol a fost educat în spiritul deviziei familiei, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. La 18 ani a fost numit locotenent de dragoni, iar la scurtă vreme a primit botezul focului în campania din Danemarca. Viitorul Carol I avea 27 de ani, când i s-a propus tronul unei țări îndepărtate la porțile Orientului. Un alt Carol, Carol Davila, i-a arătat viitorului domn harta țărilor române. În curând, prințul avea să le vadă cu ochii săi. Carol s-a hotărât repede. Câteva săptămâni mai târziu, era în drum spre București. Procedase împotriva voinței marilor puteri, încălcând chiar sfaturile regelui Wilhelm al Prusiei, capul familiei sale. Pe 10 mai 1866, Carol I intra în capitala principatelor. Atunci, ca și acum, drumurile erau pline de gropi. Pentru tânărul aristocrat, sosirea în capitală trebuie să fi fost un șoc teribil. Carol s-a trezit pe podul Mogoșoaiei, cum era numită atunci Calea Victoriei. O ploaie torențială transformase arteria principală a capitalei într-o uliță noroioasă. Dar impresia neplăcută a fost compensată de entuziasmul real al celor 30.000 de bucureșteni care veniseră să-l întâmpine. Când a ajuns în centru, prințul a întrebat unde este palatul. Însoțitorii săi au arătat rușinați casa cu un etaj la boierul lui Gorescu. Acolo urma să fie găzduit și el. Alt palat nu exista. Baronul von Meinfisch, care îl însoțea pe tânărul prinț, îl compătimea. Prințul și-a asumat o sarcină grea. Nu se poate descrie în ce dezordine se găsesc toate ministerele. Pentru moment, cea mai mare dificultate va fi însă aceea de a face rost de fondurile bănești necesare. Toate viseriile sunt goale. De ani de zile se fraudează. Cei mai mulți funcționari nu și-au primit de 6 luni salariile. La fel și militari. Întreaga clasă politică își punea speranțele în Carol de Hohenzollern pentru a scoate principatele române din impas. Încă din 1857, divanurile ad hoc stabiliseră că numai un principe străin poate aduce pacea și prosperitatea. Urcând spre Parlament, Carol știa că nu există drum de întoarcere, dar era hotărât să-și facă meseria de rege, așa cum îi plăcea lui să spună. Așa încât s-a pus repede pe treabă, pentru că totul era de făcut. Mi-am părăsit fără ezitare patria și familia pentru a da curs chemării poporului român, care mi încredințează destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am devenit român.
Vă aduc o inimă credincioasă, gânduri cinstite, deschise, voința fermă de a face numai binele, un devotament nemărginit pentru noua mea patrie și acel respect neclintit pentru lege și drept, respect pe care l-am învățat de la ei mei. Astăzi, cetățean pașnic, mâine de va fi nevoie soldat cu arma în mână, de acum înainte vom avea același destin, fie el fericit, fie el dureros. Sabia pe care sultanul i-a oferit-o lui Carol la investitură se va întoarce în curând împotriva celui ce i-o dăruise. În primul său discurs, Carol sugerase că la nevoie va lua arma în mână pentru noua lui țară. O mândru și ambițios, Carol nu concepea să domnească sub tutela Imperiului Otoman. Însă pentru a se rupe de sublima poartă, era nevoie de un moment favorabil și mai ales de o armată puternică. În vara lui 1868, Carol I a promulgat legea pentru organizarea armatei. În anii următori s-au înființat noi regimente, iar cele deja existente au fost echipate cu uniforme și armament. Până la sfârșitul vieții, domnitorul va inspecta personal starea trupelor. Acolo era în elementul lui. Pentru Carol, disciplina era un principiu de viață. Acest om de o punctualitate exemplară era mereu lăsat să aștepte de către miniștri și politicienii noștri. Când prințul oferea daruri de Crăciun, dintre ele nu lipsea un ceasornic. Era și acesta un mod de a le aminti oamenilor că au îndatoriri. Să ne ajutăm singuri români, iar Dumnezeu cu siguranță ne va fi și El alături. Ar trebui să ne amintim mai des acest principiu al lui Carol. Exigent cu ceilalți, prințul german cerea foarte mult de la el însuși. Între altele, se perfecționa ca român. La numai un an de la intrarea sa în București, Carol ținea deja primul său discurs în românește. Pentru a-și cunoaște țara, principele a întreprins nenumărate călătorii, care în condițiile de atunci, pe drumuri de pământ și în trăsură, erau foarte anevoioase. Îi datorăm lui Carol I crearea rețelei de căi ferate. Pentru a o realiza, el a trebuit să înfrunte opoziția tuturor. Politicienii argumentau că țara nu avea încă șosele. Cu alte cuvinte, construcția drumurilor de fier ar fi fost prematură. Însă Carol și-a dat seama că trenul va aduce progres economic și va lega România de celelalte țări europene. Domnitorul promisese că nu va călători în afara României altfel decât pe calea ferată. În 1869, acest voiaj a fost posibil. Carol a mers cu trenul până la Giurgiu, de unde s-a îmbarcat pe un vapor, parcurgând pe Dunăre drumul invers celui de la sosire. Prințul dorea să-și revadă familia în Germania. Și la 30 de ani, era momentul să-și caute o prințesă. La un concert la Düsseldorf, Carol a cunoscut-o pe Elisabeta, principesă de Wied, și s-a aprins. Cei din suită l-au sfătuit să se mai gândească, dar Carol, după numai 2 ore, i-a cerut mâna. Principesa de Wied a acceptat pe loc. La câteva luni a avut loc căsătoria, după care tinerii s-au întors în țară. Iar pe 8 septembrie 1870 s-a născut Mărioara, care a fost botezată ortodox. Noua viață de familie i-a asigurat domnitorului o oază de liniște. Serile Carol se relaxa jucând biliard. În viața politică însă, lucrurile erau agitate. În 5 ani se schimbaseră 10 guverne. Partidele se certau la nesfârșit, blocând orice inițiativă. Concesionarea căilor ferate către firma Strusberg, care între timp a falimentat, a fost pusă pe seama domnitorului. Pe deasupra,
Sentimentele antigermane ale populației, întețite de războiul franco-prusac din 1870, erau exploatate de adversarii lui Carol. Partizanii lui Cuza, boierii care doreau întoarcerea la un domn pământean sau desfacerea Unirii, și republicanii radicali, cu toții îl atacau pe Carol. Candiano Popescu pornise o așa zisă revoluție la Ploiești ca să răstoarne monarhia. Simțind că nu este lăsat să-și ducă misiunea până la capăt, Carol se gândea să abdice. Paharul s-a umplut pe 22 martie 1871. În acea seară a avut loc banchetul coloniei germane din București. O mulțime gălăgioasă a spart geamurile sălii Capșa, unde avea loc reuniunea, amenințând cu atacarea palatului și scandând lozinci antidinastice. În ciuda promisiunilor, poliția nu a asigurat niciun fel de protecție. Prefectul și primul ministru nu au fost de găsit. A doua zi, Carol i-a anunțat că dorește să renunțe la tron. Toate grupurile politice au înțeles pe dată că abdicarea ar fi însemnat o catastrofă, destrămarea principatelor și invadarea lor de către ruși și turci. După multe insistențe, politicienii au reușit să-l convingă pe principe să nu plece. De altfel, lui Carol nu-i stătea în fire să lase o treabă neterminată. La redeschiderea Parlamentului, după criza din martie, a spus: am nevoie de concursul tuturor pentru a face să domnească în țară dreptatea, moralitatea, libertatea, adevărata libertate care dă lumină și fericire popoarelor, iar nu dezmățul și anarhia care le duc la pieire. Unde nu este datorie, nu este drept. Unde nu este ordine, nu este libertate. Carol i-a iertat pe cei care l-au ofensat și a respins ideea de a restrânge libertățile oferite de Constituție. Se spune că, la vremea aceea, Constituția Principatelor era una dintre cele mai avansate din Europa. Domnitorul s-a înconjurat de oameni capabili să guverneze și a avut înțelepciunea de a conduce țara împreună cu ei. Pentru a putea domni și a duce la bun sfârșit reformele sale, Carol a trebuit să aplice anumite corecții sistemului democratic. Când considera că un guvern este depășit, domnitorul numea un nou prim-ministru. Acesta organiza alegeri, pe care le și câștiga, asigurând astfel majoritatea parlamentară dorită de Carol. Această variantă locală a democrației parlamentare a funcționat ca atare până în pragul celui de-al doilea război mondial. După criza din 1871, Carol a obținut stabilitatea de care avea nevoie. Așteptând momentul propice pentru independență, a început să clădească, cu răbdare și îndârjire. Atunci s-a pus piatra de temelie a Gării de Nord. Rețeaua telegrafică și cea de căi ferate creștea constant. S-a reorganizat poșta și s-a pus la punct un nou sistem monetar. Părea că domnitorul va putea să-și continue în liniște proiectele. Marioara, fetița lui Carol, începuse să vorbească românește. Tatăl ei nu a vrut ca ea să învețe o altă limbă. La început de aprilie 1874, prințesa, în vârstă de 3 ani, a vizitat un azil de copii împreună cu mama ei. Marioara s-a jucat cu copiii de acolo. După o săptămână, avea să moară de scarlatină. Carol și Elisabeta nu au mai avut alți copii. Religia copilului nostru, limba pe care o vorbea, au primit pentru noi o însemnătate nouă, sacră, căci orice cuvânt românesc ne va aduce de acum înainte un ecou al acelui glas pe care nu l-o mai auzi niciodată pe acest pământ. În cercul foarte mic al familiei noastre s-a rupt, ce-i drept, legătura cea mai intimă,
dar o legătură mai puternică ne unește acum cu marea noastră familie, poporul român. Marea familie se pregătea pentru bătălia cea mare. În primăvara anului 1877, devenise limpede că un război între Rusia și Turcia era iminent. Carol I a intuit că aceasta este ocazia potrivită pentru obținerea independenței. Guvernul vroia să mențină neutralitatea principatelor. Totuși, domnitorul a reușit să își impună punctul de vedere și independența față de poartă a fost proclamată la 9 mai. Principele a avansat din banii lui sporul de război destinat ofițerilor români. A acordat drept de trecere prin România trupelor țarului în drumul lor spre frontul din Bulgaria. Apoi, a așteptat pe malurile Dunării un moment favorabil. Primul foc s-a tras aici, la Calafat. Principele Carol a comandat personal bateriei de tunuri să tragă asupra trupelor turcești, aflate pe malul opus al Dunării, la Vidin. Se spune că replica nu a întârziat și un obuz turcesc a căzut chiar lângă principe. Carol l-a salutat scoțându-și chipiul și a spus: asta e muzica ce-mi place. Carol a trebuit să lupte atât cu ezitările clasei politice, cât și cu împotrivirea ofițerimii române. Armata ar fi vrut să amâne ofensiva. Însă pe front, rușii erau într-o situație critică. Așadar, Carol a ordonat trecerea Dunării. La 1 septembrie 1877, Carol I se adresa trupelor astfel: armata română, deși mică, se va remarca, sunt sigur de aceasta, prin vitejia și disciplina ei. În felul acesta, ea îi va reda României rangul pe care l-a avut cândva și care îi se cuvine printre națiunile europene. Carol a avut din nou dreptate. Țarul Alexandru i-a încredințat principelui român comanda tuturor trupelor care asediau Plevna. S-au dat lupte foarte grele. Turcii au căutat să spargă încercuirea. Dar la 10 decembrie 1877, Osman Pașa, comandantul armatelor turcești, a capitulat. Și soldații români s-au acoperit de glorie. Calea Victoriei. Îți își mai amintesc că numele îi vine de la victoria armatelor române în războiul de independență. La numai 11 ani după ce a sosit în București, Carol și-a ținut promisiunea și a luat arma în mână ca să-și apere țara sa. Și iată-l, domnind peste un stat suveran, pe cale de a deveni regat. Întrucât principele nu avea copii, prințul Ferdinand, fiul fratelui cel mare al lui Carol, a fost desemnat drept moștenitor. S-a reglat astfel chestiunea succesiunii la tron, iar pe 10 mai 1881, Carol I a fost proclamat rege în fața Parlamentului. Fie ca primul rege al României să se bucure de acea iubire care pe ultimul principe l-a ajutat să treacă peste toate necazurile. Pentru mine, devotamentul acestui popor nobil, viteaz, căruia i-am dedicat întreaga mea ființă, valorează mai mult decât toată mărimea, decât toată strălucirea unei coroane. Într-adevăr, când guvernul a propus ca această coroană să fie o piesă luxoasă din metal prețios, Carol a refuzat și a cerut să se confecționeze una din oțel, dintr-unul din tunurile capturate la Plevna. Construcția politică, imaginată cu îndrăzneală de Carol cu 15 ani în urmă, era astfel încheiată. Venise momentul construcțiilor monumentale. Piatră cu piatră, Carol a înălțat instituțiile necesare unui stat modern. Regele a donat primii 200.000 de lei aur,
unei fundații culturale ce îi purta numele. Astăzi, Biblioteca Centrală Universitară. Palatul Poștelor, Facultatea de Medicină, Gara de Nord, Banca Națională, Cercul Militar, Palatul de Justiție. Toate acestea au fost organizate și clădite în anii domniei lui Carol. Bucureștiul s-a transformat dintr-un târg oriental într-o capitală civilizată. A fost regularizat cursul Dâmboviței, s-a introdus iluminatul cu gaz, s-au trasat noi străzi. Un călător spunea, la sfârșitul secolului XIX, că acesta este orașul cel mai vesel din Europa. Această lume veselă păstrea desigur și vechile metehne fanariote. Din cauza ritmului forțat, câteodată modernizarea României avea un aspect de farsă. Carol I a fost contemporan cu Caragiale, deci Agamiță Dandanache, Coana Joițica, Cațavencu, erau și ei parte din lumea aceasta care se lăsa cu greu civilizată. Dar Carol I își vedea în continuare toate planurile lui. Prințesa Elisabeta povestea că în ziua sosirii sale la București a găsit pe biroul lui Carol planurile primului pod peste Dunăre. Era în 1869. După 20 de ani de perseverență, s-a deschis în fine șantierul acestei construcții îndrăznețe, proiectate de Angel Salini. Iar pe 26 septembrie 1895, regele Carol și regina Elisabeta au fost primii oameni care au traversat podul. Regele Carol a bătut cu mâna lui ultimul nit în structura metalică, un nit de argint. Carol a continuat extinderea infrastructurii moderne, inclusiv în Dobrogea, câștigată în urma războiului de independență. În 1894 fusese inaugurat canalul Sulina, iar 2 ani mai târziu s-a pus piatra de temelie a portului Constanța. Când s-a deschis canalul navigabil de la porțile de fier, a fost prezent și Franz Iosif, împăratul Austro-Ungariei. În aceeași perioadă s-au pus bazele industriei. Rafinăria Steaua Română din Câmpina era, la inaugurare, cea mai mare și mai modernă din Europa. După 1900, regele a întreprins mai multe călătorii pe Dunăre. De când pusese piciorul la Turnul Severin în 1866, România se schimbase radical. Carol I era în strânse relații cu marii suverane ai epocii. Prestigiul țării era în creștere, iar România avea un cuvânt hotărător în problemele balcanice. Totuși, într-o scrisoare adresată surorii sale în octombrie 1905, cu puțin înainte de aniversarea celor 40 de ani de domnie, bătrânul monarh presimțea norii negri ai unei mari tulburări. România reprezintă mai mult decât niciodată un punct sigur în mijlocul statelor în care au loc frământări îngrijorătoare. Dar, din nefericire, pericolul unei reacții privind mișcările agrare și votul universal nu este exclus. La noi persistă de ani de zile strădania țăranilor de a-și însuși pământurile. În martie 1907, nemulțumirea țăranilor a explodat. Răscoala a început mai întâi în Moldova, iar apoi s-a întins în toată țara. Reprimarea a fost deosebit de brutală. Guvernul a trimis trupe care au scăpat de sub control. Au violat, au schingiuit, au ucis. Acțiunea în forță a fost unanim susținută în Parlament. La graniță, trupe austro-ungare erau gata să intervină. Fără să fie direct implicat, regele a încuvințat represiunea. Era capul armatei. Această răspundere l-a copleșit. Unui ministru, regele i-a spus: România întreagă trebuie refăcută, pentru că totul s-a prăbușit.
În momentele grele, Carol își regăsea echilibrul la Peleș. Zidirea castelului era pentru rege un simbol, felul său de a înrădăcina dinastia în pământul României. Acest șantier trebuia dus la bun sfârșit. Lucrările erau finanțate din solda regelui, nu de la bugetul de stat. Devizul inițial a fost cu mult depășit. Întregul proiect nu fusese lipsit de obstacole. Constructorii au încercat să abandoneze locul din cauza alunecărilor de teren și a apelor subterane. Dar pentru că îndrăgise locația, Carol s-a încăpățânat să o păstreze. Regina Elisabeta ne-a lăsat o descriere a șantierului. Italienii zideau, românii aduceau pământ, țiganii cărau var și cărămiz, sârbii și bulgarii făceau mâncarea, nemții și ungurii dulgherau, șefii de șantier erau polonezi și cehii șefi de lucrări. Turcii făceau cărămiz, francezii desenau, englezii măsurau, albanezii și grecii spărgeau piatra, pe șantier se vorbeau 14 limbi, se cânta, se înjura și se certa în toate dialectele și pe toate tonurile. Principele sta pe zidurile cele mai înalte și pe schelele cele mai amenințătoare și personal conducea totul. Peleșul fusese inaugurat în 1883, dar la forma lui definitivă s-a ajuns de-abia în 1914, adică în anul în care regele avea să moară. A fost un șantier lung cât domnia lui Carol. În preajma declanșării primului război mondial, România trebuia să-și precizeze poziția în acest conflict. Aici, în această sală, a avut loc pe 21 iulie 1914 Consiliul de Coroană. Regele a susținut respectarea tratatului semnat de România cu puterile centrale și angajarea țării alături de Germania și Austro-Ungaria. Însă guvernul, condus de Ionice Brătianu, l-a înfruntat și a obținut ca România să rămână neutră. Prin decizia Consiliului, țara rupea o alianță, iar regele își încălca cuvântul dat țării natale pentru a rămâne loial țării care l-a adoptat, România. Urmașul prinților de Hohenzollern nu a vrut să se opună deciziei Consiliului, dar nici nu putea să-i supraviețuiască. Murind s-a dat la o parte, cu noblețe, așa cum a trăit. Aici, la Peleș, pe 27 septembrie 1914, la două luni după declararea neutralității, Carol I s-a stins din viață. Avea 75 de ani. După moartea lui, nenumăratele orologii și ceasornice din castel au încetat să mai bată. Nimeni nu mai știe astăzi să le repare. A fost o domnie lungă, cea mai lungă din istoria țărilor românești, 48 de ani, cu un an chiar mai lungă decât domnia lui Ștefan cel Mare. Carol a fost arhitectul, constructorul României moderne. El a reușit să asigure stabilitate, un lucru pe care celelalte dinastii străine din Balcani nu l-au izbutit. Regele a dus țara, așa cum a promis, în familia statelor europene. De fapt, Carol I a fost primul nostru european. El ne-a condus cu succes în vremurile unei tranziții la fel de zbuciumate și de tulburi ca și cea de astăzi. Și astăzi ceea ce a clădit el stă în picioare. A lăsat o țară prosperă, demnă și respectată, ceea ce România poate deveni din nou. De aceea, Carol I, născut neamț, este fără îndoială cel mai mare român.